Să chemăm alături de noi trei doamne care sunt convins că o să vă fie pe plac și sunt trei doamne care știți că sunt foarte bune la comentat pentru că au și trecut prin foarte multe în viață, dar sunt și foarte asumate. Ioana Gingin, Rux și Opulență și Alice Ulici. Fetelor, dați-mi voie să vă îmbrățișez. Dar rămâna, pe tine te prezint Rux și Opulență. Zici da. Numele de familie. Bine te-am găsit. Păi de asta zic. Ioana G. Vrei să mă urască lumea, mă cheamă Roxana Erdei. Fii atent. Ioana G. Alice Ulic și Rux. Și Rux și Opulență. Erdei? Erdei. Erdei, adică? Adică... E maghiar? La bază, da. Perfect. Fetelor, arătați trăznet. Ce faceți? Cum sunteți? Ca după vacanță, brumate, da. Suntem aici. Cu chef de viață. Ca după vacanță, îți mai trebuie o vacanță, știi? Să-ți revii din vacanță. Dar unde ați fost în vacanță? Hai să am fost extrem de inventive. Surprinzătoare. Zicem la trei toate? Da, 1, 2, 3 și... Grecia! Și să nu spuneți că ați fost și toate în acea stație. Nu, măcar atât am putut și... Rux, tu te-ai apucat de imobiliare? Da, colaborez cu o firmă de imobiliare mai pe lux. Și le prezint eu, da. Eu le prezint. Da, 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 că de asta mi-a apărut la un moment dat și am văzut și niște ținute senzaționale, da, da, adică da. Nu sunt oricum prezentate imobiliare. Nu, locurile nu sunt oricum, da. Păi și zis că e pentru ea cu bani, adică. Da. Și eu am văzut video și pe aia zis, ok. Tu, Ioana, ce faci? Ce ai făcut? Eu sunt bine, m-am distrat, m-am bronzat, acum aștept să înceapă școala. Ioana e fericită pentru că a făcut o poză cu Daniel Iordăcheoie. Daniel, da. O să vină puțin mai târziu la emisiune și ai spus că e idolul copilăriei, nu? Da, dar n-am vrut să zic asta, că și mie îmi zice lumea că mă știe de când eram mică și nu prea pică bine și n-am zis asta. Tu ai zis acum. Da. Dar da, eram îndrăgostită, ce să mai era. Ok, perfect. O mărturisire în direct, Ioana Gingină, îndrăgostită de Daniel Iordăcheoie. Și tata poate să confirme că eram, mă uitam așa și zic... Și acum când mi-am dat seama lângă cine stau pe canapea, eram, oh, nu pot să cred. Dar nici acum nu i-a trecut de tot, dacă e să fie sinceră, da, știi? Asta e foarte, foarte frumos, foarte frumos. Gabi, la mulți ani, este ziua colegei noastre. Iată, oameni buni, e colega noastră care face niște rețete delicioase. Dacă vă aduceți aminte, a venit cu ele la emisiune. Iată, are un nou look, Gabi. Puteți să-i trimiteți mesaje de la mulți ani, Gabi Marin, colega noastră. Alice, la tine, tot Grecia? Da, m-am, vorba aia, m-am bronzat, m-am distrat, m-am mutat. Adică? Adică nu mai trăiesc în București, m-am mutat la Brașov, Cătălin. Iartă-ne. Să apreciez triplu efortul de marți. Deci, de acum, în fiecare zi de la Brașov, în marți, fiecare la marți? Da, pentru o înțelegere modică. Modică pentru o sumă corectă, da. Cum să nu. Păi și ce face la Brașov? Ne dorim, nu, chiar lângă, în Codlea. Da? Da, și ne dorim să construim acolo o căsuță și seara a început acolo școala, niște prieteni au de fapt a fost un factor decisiv să ne mutăm acolo, faptul că va merge la o școală așa cum ne-am fi dorit. Ce fain. Și da, acum trece clasa a 5-a, era momentul potrivit. Și învățăm să respirăm fără să ne necăm, adică e deja bine. Bun, fetelor, bravo. Asta e ca să cunoască și oamenii ce ați făcut vara asta. Dar ce? Cum? Eu vara asta la fel, am fost puțin plecat. În Grecia. Nu, am fost în Spania, un pic așa în vacanță și în rest pe aici, pe acasă. Ca și în tenis. Dar ești mai relaxat, se vede. Da? Da, ai venit așa, ai o aură de... Avem nevoie de vacanță, da. Toți, de fiecare dată. Cineva să facă ceva pentru el la două luni pe Costa del Sol. Bun, perfect. Accept. Particip. Haideți să vedem ce subiecte comentăm. Știți că le comentăm de fiecare dată și cu telespectatorii noștri, care și ei, bineînțeles, că sunt prezenți. La un moment dat a fost un subiect care a fost foarte discutat și anume chestia asta că te poți duce la școală și te trezești că de fapt profesorul pune presiune și că profesorul te mai cheamă și pe la el ca să te treacă. A fost destul de... Să te treacă pragul. Să te treacă pragul, da? Și știu că vreau și voi să vorbim despre subiectul ăsta, nu? Păi da, voiam să vorbim că... Sau dacă vreți... Noi între noi, așa, după când am aflat, ne-am dat seama că fiecare a trăit un astfel de...
moment în viață și cumva aici e problema, de fapt, că tu nu spui, eu, de exemplu, la mine s-a întâmplat asta, am realizat că eu n-am spus nu neapărat că nu știu, mi-era frică de, adică nici măcar la poliție, n-am spus nici măcar colegilor. De rușine? Pentru că da, că mi-era că zi, ai mă, ce ți-a făcut până la urmă? Ți-a zis acolo, omul n-a pus mâna pe tine, n-a, da, unde s-a întâmplat asta la tine, la teatru? Da, când eram în școală și până să intru în școală, adică eu am dat de două ori la ATF și după ce am dat prima dată a fost am avut așa o discuție cu un domn profesor care mi-a zis atunci la momentul ce? Ăla nu prea pot să mai fac nimic, dar în viață. Adică hai mă, ce, Doamne iartă-mă, de oricum pot să-ți fac nimic, îți fac și acolo așa și gata, e trecut. Aole. Și un pic, eu nu înțeleg. Adică domnul nu mai era capabil fizic. Da, 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 da. A și murit ce? Între timp. Ca să ne... Acolo, bateria, la facultate. Nu, ca să intru. Ca să intru la facultate. Că eu picasem din prima și cumva m-am dus între prima și a doua. Eu după aia am dat la particulară și vreau să dau și a doua oară tot la stat ca să intru la stat, că nu mai dădeai bani. Era prestigiu, domnule, ești la stat. Și că nu mai dădeai bani, știi, că asta conta. Și m-am dus să văd ce n-am făcut bine în prima, adică să mă faci un repertoriu ca să intri la ATF, trebuie un repertoriu și poate am greșit la repertoriu. Da, m-am dus și la un domn profesor de acolo să mă învețe cum să intru. Și? Să-mi dea rețeta. Așa, noi râdem, dar gândește că aveam 19 ani, adică nu e așa. Și omul mi-a zis că, na, mare lucru nu poate să i-a spus ce-i lipsea de la repertoriu. Așa, și atunci a zis că am fost dezamăgită, am mers în continuare cu particulara și așa, uite că sunt bine, sunt, dar nu despre asta e vorba că am rămas și cu un gust amar, știi? Și mi-a profesorul fost... a murit, ai spus? Da. Dar era cunoscut în perioada aia? Era cunoscut. Da. Și foarte cunoscut și foarte respectat și cu lucrări celebre și cumva de asta n-aș fi avut curajul vreodată să spun, pentru că era, ai bă, tu, cine? Tu, fata asta de la Sibiu? Păi el e el. Și nu ai spus la nimeni niciodată? Nu, cred că la lor mei îți dai seama că le-am spus, dar... am ținut-o așa. Bine, acum mai tot spun, știi, că de câte ori aud o fată sau lufimea. Știi cum sau e, atunci așa, probabil nici n-aveai cum să ceri ajutorul, dar acum există atâtea linii telefonice unde poți să faci acest lucru și dacă se întâmplă să fie persoane care trec prin astfel de situații, să nu mai stai așa și poți să ceară ajutor cuiva. Poți să... Da, ne vorbim de 96, deci 1996 mi s-a întâmplat mie, deci cumva, na. La zi, Alice, că și tu văd că ești așa... Da, mie personal în liceu nu mi s-a întâmplat. Bine, aveam noi un profesor de muzică în liceu care până la urmă s-a și căsătorit cu o elevă, dar nu pot să spun că a fost foarte grav. Mie mi s-a întâmplat ulterior cu un... nu o să-i zic numele, dar era secretar de stat la Ministerul Culturii pe vremea respectivă. Da. Și mi-a explicat, m-a auzit cântând, eu mai cânt, m-a auzit cântând la o petrecere undeva la mare și a venit să-mi povestească că era impresionată, extraordinar, părinții lui erau cântăreți de filarmonică, nu știu ce. Mi-a explicat că avea un studio de registrări în București, lansase niște artiste cunoscute de la noi și mi-a explicat mai târziu și cum le-a lansat. Și mi-a propus aceeași rețetă, momentul în care, mă rog, Olteanca din mine a ieșit la suprafață și demnitatea și am spus corect că este o mizerie. Și am plecat. Ce m-a surprins însă este că pe vremea respectivă, în 2011, când s-a întâmplat, era ceva festival în Vama Veche și în juriu era soția lui care era cântăreață de muzică populară și m-a chemat, pentru că eram împreună cu un regizor, în gașcă, mai mulți care se cunoșteau, m-a chemat să-mi prezinte de soția. Așa, dar fără, nu-i tremura niciun mușchi pe față. O să vezi că eu am serios, cu intenții da, serios. Da, e extraordinar, da. Cred că într-o mai mică sau mai mare măsură, fiecare femeie are parte de un soi de hărțuire. Poate nu la, evident, nu la nivelul despre care discutăm acum, că știm cu toții la ce subiecte ne referim, dar exact cum au spus fetele, te blochează și uite și acum când vorbesc și mi-amintesc, te ia așa o stare de anxietate numai la gândul că profită de obicei de fete tinere, fete care nu au putere să răspundă, care n-ar avea credibilitate în fața acestor mari personalități și cel mai adesea se întâmplă cu fetele din zona rurală, pentru că știu că sunt aici fără familie, da? Au părinții departe.
și cred că cu fetele pe care le văd mai timide, mai introvertite, adică au o anumită tipologie de fete cărora se adresează de obicei. Da. E trist și dar mă bucur că odată cu subiectele astea tragice, organele abilitate încep să ia seama și să creadă victima. Pentru că eu am avut și în familie, două din surorile mele au avut ordin de restricție împotriva a doi indivizi care le urmăreau în liceu. Și când te duci la poliție, haideți doamnă, hai că și ție ți-a plăcut, că... adică tot timpul victima este invalidată sau discreditată sau mai nimerești și niște băieți din ăștia la care nu se închid toți nasturii de pe cămașă, pe burtică, acolo în scăunel, așa pe spate, au o poziție și ce ți-a făcut, dăm șară, ce, știi? De ăștia. Acum există și o nouă generație și un nou val de tineri care sunt altfel, dar... Care te ajută să nu mai fii singur și să poți exact, să și te adresezi unei... Da. Că și în cazul despre care vorbim, a început una și după aia au venit toate, că și-au făcut curaj. E nevoie de o femeie care să aibă curaj. Să aibă curaj, să fie susținută și să... Tu, Rux, n-ai trecut prin așa ceva, nu? La modul așa de șantaj, nu, dar știu că am avut situații, de exemplu, când lucram într-un loc să... Șeful se purta cu toate, că erau multe fete în redacție, se purta foarte urât cu toate. În redacție? Așa ai zis. Mă rog, la job. Se purta foarte urât cu toate și ca după aia să aflăm când ne luase apărat și ne întreba că dacă vrei să mai port urât cu voi, trebuie să fii cu mine sau ceva. Adică situații de genul ăsta. Deci, da, nu știu, dar e... Îți dai seama ce frustrați. Mă rog, ideea e că mesajul ăsta vreau să-l transmitem, să aveți curaj să vorbiți, să spuneți, pentru că în ziua de azi aveți tehnologie, aveți alte facilități, noi nu aveam pe vremurile alea și poate nu eram susținute la fel de mult, dar în ziua de azi sunteți susținute, sunt și oameni publici care o să iasă probabil să vă susțină. Dar știi ce mesaj am mai primit, nu? Bine că v-ați găsit acum după 20 de ani să vorbiți și să vă băgați și voi în subiectul ăsta. Acum 20 de ani cine nu ne auzeau, dar mai am vorbit și la momentul respectiv. Păi, nu, nici nu eu relevant. Cred că noi tocmai asta am spus, că am trecut prin chestia asta și n-am tăcut și ideea e să nu mai tacă nimeni. Da, ăsta e mesajul. Iar să nu tăcem. Într-adevăr, cel puțin 96, dacă eu aș fi spus chestia asta... Și-a scos repede poza de la... Iar eu aș mai spune uite, ceva. Zi, în cazul doamnei Măruță, probabil în cazul doamnei, ori e trecută prin asta, ori are pe cineva trecut prin asta și este cumva rănită și... supărată că nu s-a vorbit mai devreme ignorantă. De chestia asta, dar... Dar și mai e o chestie pe care aș dori să o spun. E important când victima se destăinuie unui membru al familiei, unei prietene, să nu invalidați, să nu-i spuneți, hai dragă, că mai rău îți faci. Mai rău îți faci dacă spui. Adică cumva fiți alături de oamenii ăștia, dacă nu știți să-i sfătuiți, cel puțin spuneți-i că înțelegeți, dar nu le tăiați dramul ăla de curaj pe care l-au să... împărtășească, da. Să-și împărtășească experiența. Îndrumați-i către asociații, către poliție, dar nu invalidați, că e foarte dureros ca cineva drag să-ți spună la urma urmei zi mersi că n-a fost mai rău, știi? Replica aia. Dar și noi când eram la mine în sat, când eram copii, ne fugărea unul pe acolo. Pe noi, pe toți copiii ne fugărea. Acum râdem, dar așa. Și vreau să spuneam la bunicii noștri, vedeți că ăsta ne fugărește că e nebun. Și bunicii nu ziceau, aia mă că glumește cu voi. Nu glumea unul, poate să ne prindă. Uite, cineva zice, eu am pățit-o la toate locurile de muncă cu șefii și cu colegii de serviciu. O prefectă de toate fetele. Vai, câte fete mi-au scris și mie odată când am vorbit despre asta pe net. Altcineva zice, ce vă mai plângeți așa când toată ziua TikTok-ul e plin de fete care fac OnlyFans? A, deci eu scuza asta, adică cumva nu, adică de asta spun. Asta e alt subiect, mă rog, să intrăm în altă dată, că atâtea am de zis acolo. Hai mă, când vorbim despre asta? Când vrei, urmați-a viitoare, dacă vrei. Deci dacă intri pe live-urile alea de pe TikTok, îți tot felul de... Măi, eu nu am TikTok, dar înțeleg că e o lume întreagă. Viitoare. Da, dar să vorbim despre Măruță, am atât de zis. Pentru că pe TikTok acolo se întâmplă o grămadă de lucruri. Da, mă, și fii atent, pun și eu acum un video de pe TikTok și mă anulează TikTok-ul căci că e indecent și nu știu ce. Și ea nu venea să cred că nu eram în costum de baie, eram într-o rochie așa pe un vaporaș. Bă, nu era deloc, deci nu venea să crezi. Cum mă, pe alea, toate le lași în fundul. Păi la ele nu mai detectează haine la ele deloc, știi? Și pe mine, pare că e o salopetă. Indecent și că nu face față... Selectezi niște setări la contul ăla. Ce, că am voie cu... Doamne, trebuie să caut dacă mai am clipurile. Aveam niște clipuri pe telefon, mă rog să ți le trimit. Te rog. Din live-uri. Bun. Nu ești. Haide că vorbim, nu știu, că și eu câteodată intru pe live-urile alea, rămâne surprins, dar ești și foarte repede că-ți scrie cine ți s-a alăturat. Da, da, am văzut. Și zic, atât mai intens,
ceva aici. Bună, poți să te uiți așa pe șpele. Da, da. Nu l-am văzut, dar de ce nu vezi? Nu, dar eu intru pe ele ca să văd câți urmăritori au. Și de multe ori văd că sunt trei doamne sau stau săracele acolo. Băi, băiatul meu, și sunt, mă uit câți urmăritori au, știi, că zic, băi, vorbește doamna, e în formă, ce are trei oameni care urmăresc. Și când intru și al patrulea, scrie al patrulea, s-a răturat. Poate te mai vede și Cătălin Măruță, te pupăm, ce faci? Păi de asta zic. Bun, vorbim și despre TikTok, dar haideți să vorbim un pic despre urșii de pe... pentru că te-ai mutat la Brașov, o să te întâlnești mai des cu ei, draga noastră Alice. Da, chiar băieții, Corneliu și băieții, că ți-am spus, au plecat în Delta. Mi-au trimis un filmuleț cu o ursoaică și cu puii. Au fost băieți deștepți, n-au hrănit ursul, nu s-au oprit să facă selfie, l-au filmat da, de pe acum, drum în timp ce mergeau. Există anunțul de genul ăsta. Ne zice în felul următor: descoperiți frumusețea drumului de munte Transfăgărășan, chiar dacă nu aveți propria mașină, în acest tur cu un grup mic din București. Dar ideea e în felul următor, că spune: în munți veți opri la punctele de vedere panoramice, o să vizitați barajul Vidraru și lacul Vidraru și există o limită de 7 pasageri, mă rog, și spune de fapt că ai toată șansa să ai o experiență alături de urși, safari cu urși pe Transfăgărășan. O singură problemă în textul ăla. Vă garantăm că veți vedea urși bruni sălbatici din mai până în octombrie. Pe drum vom întâlni urși bruni sălbatici. Nu este singurul anunț ăsta, dar iată. O singură problemă asta. Descoperiți pentru ultima dată frumusețea naturii. Așa trebuie să fie. Eu le-aș spune cu toate oamenilor că se mai duc pe la munte, să nu se ducă pentru un TikTok sau pentru o postare pe Instagram atât de aproape de urși și să facă poze, pentru că e foarte periculos. Pe mine asta mă șochează. Voi uitați pentru o secundă că animalele alea sălbatice și că sunt agresive și imense și te atacă doar pentru că vrei să faci un video? Nu e un cățel, adică nu e un iepuraș. Nu e numai că îi atacă, dar se creează un precedent în sensul în care animalele nu-și mai vânează prada și coboară cel mai adesea în intravilan, ceea ce e extrem de periculos. Tu ai trecut cu mașinuța, ți-ai făcut TikTok-ul. Am văzut o femeie inconștientă care și-a scos fetița și a plasat-o la câțiva metri de urși și a făcut o poză. Doamne! Îi hrănesc cu pâine, cu pâine, cu tot felul. Și animalele, în primul rând, cel mai periculos e că vin cu pui și așa îi obișnuiesc. Ei nu mai vâneaza, sunt hrăniți. Sunt drăgălași, dar sunt frumoși, dar sunt foarte periculoși, oameni buni. Nu vă duceți atât de aproape. Deci maica mea mereu mergea să culeagă ciuperci în pădure și n-am mai mâncat piciorul căprioarei de 2 ani, că mami nu se mai duce că sunt urși în pădure și așa se duc să facă poze? Da. Și știi care e problema? Că am înțeles că jandarmii nu pot să îi amendeze decât dacă se află în afara ariei protejate. Păi când te duci pe Transfăgărășan, cea mai mare parte este arie protejată. Și amenzilor, cum sunt așa ceva, între 500 și 1000 de lei. Și nu poți să-i amendezi, auzi, decât dacă i-au hrănit cu scopul de a-i vâna. Dar dacă i-ai dat-o așa că era drăguț și că îți plăcea culoarea blănii, nu. Deci e o imbecilitate, adică... Știi că acum e la modă punctul, asumați să-și asume. Nu, asumați oamenii ăștia. Păi da, dar uite că și aș interzice cuvântul ăsta prin lege. Prin lege, apropo de OnlyFans și de toate asumatele, l-aș interzice. Nimeni nu știe ce înseamnă, dar toate și asumă. Pe mine mă șochează că se fac safariuri, adică oamenii ăia care îi duc acolo, ce? Ei sunt Thor, tot și Batman, au Superman lângă ei și se îi apără de urși? Deci, de exemplu, o mare oportunitate de a vedea urși bruni. Am văzut 10, inclusiv câteva mame cu puii lor. A mers uile. Turul este bine organizat și se desfășoară conform planului. Conform planului lui. Care probabil era din agenție. Ia scrie un comentariu acolo să mai atrage șanță. Ei nu zic că o să coboare din mașină, adică na, nu poți să-i ataci la chestia asta. Nu, dar sunt foarte mulți oameni care ați văzut să se opresc și fac poze cu urși. Le dau de mâncare. La un moment dat se apropiau de un urs, nu știu dacă mai avem imaginea, cred că l-am arătat sezonul trecut, foarte aproape până s-a dus ursul către ei și s-au împiedicat aia. Și știi care mai e problema? Că ei sunt turiști, trec pe acolo, stau 5 minute, se pozează, au reușit, au plecat, iar localnicii din satele respective rămân cu acești urși care le atacă gospodăriile, le sfâșie animalele de pe lângă casă și întregi comunități sunt puse în pericol pentru că suntem ignoranți. N-a fost și în Sibiu, ne-am trezit în mijlocul Sibiului, în centru. Da, vă rugăm, documentați-vă și încetați să faceți asta. Există rezervație unde puteți să-i vedeți. Da, dar aici prețul unui tur e de la 44 de dolari până la 200 de lei. Nu, ieftin să mori. Adică, da. Ce pot să zic? Adică, că dacă urși la Bâlea Lac, nu faci niciun tur plătit. E plin de urși care stau printre ei, zici, căscăței. Uite-i săraci. Măi, dar am văzut niște videouri recent într-un reportaj și am văzut, zis... Nu știu,
E foarte periculos. Deci, oameni buni, dacă mergeți la munte, încercați să nu coborâți din mașină, nu pentru o poză, vă puneți viața în pericol. Și nu mai hrăniți animalele. Nu asta vară cu fata de 19 ani, adică mâncată de. Da, efectiv, adică. Dar lumea vezi parcă uite repede lucrurile astea tragice. Uite că ei cred că văd pe TikTok un clip și zic: "A, vreau și eu când văd un urs, hai să căutăm un urs roșu să mă filmez cu un urs, să pun, că o să-mi iau like-uri." Cred că sunt mirajul ăsta de a posta, de postări. Le ia mințile. Nu mai fac bine diferența că... între realitate și virtual. Eu nu vreau să dramatizez, dar ne-am uitat la, atât de mult la filme în care oamenii se ucid, se împușcă, se pare ceva super ușor, că am impresia că ei sunt într-un documentar. Da, mă, te prostește la un moment dat online-ul ăsta. Te prostește rău. Te prostește, te tâmpește. Adică ei nu mai fac... Nu, cred că instinctul lor de supraviețuire scade considerabil. Dar nu știu, de la jocuri, la jocuri, pentru că ai mai multe vieți. Mi-a explicat mie un psiholog că de-aia la copii nu-i bine să le dai să se joace de mici, pentru că ai acolo mai multe vieți, tu nu mai ai conștiința că dacă ai omorât, ăla nu se mai trezește. Și cumva îi las, că am multe vieți, eu mă pot duce, mă pot împușca. Nu, viața reală nu se întâmplă. Am ajuns, deci nu, oameni buni, nu am ajuns ziua în care să spunem, dragilor, nu tot ce pare chiar este. Da. Noi, fetelor, să știți că sunteți foarte drăguțe, dar eu zic să trecem săptămâna la niște subiecte mai serioase, așa. Da. Să intrăm în pică. Păi trecem, noi am zis, nu știm acum cum să abordăm. Să începem așa ușor prima săptămână, da? Să trecem și noi la niște subiecte. Să știi că noi am mai bârfit așa toată vara, tot soiul de chestii. Și mă rog, eu n-am bârfit, mi-am dat cu părerea. Păi uite, ultima a fost asta cu o colegă fostă de-a noastră, acum a intrat în altă ligă. Care, uite, cât mai ai din emisiune, Cătăline, că s-a stârnit. Care acum s-a dus la altă ligă, la OnlyFans, în zona asta. La ce s-a dus? La altă ligă, de OnlyFans. Dar nu e mai sus, de ce o arăți mai sus? Că tu trebuie să înțelegi. Are mai mulți... Colegă, actriță sau ce? Acum e actriță. Colegă, ce să zicem, prezentatoare. Dar nu, eu cu subiectul ăsta aș vrea să deschid feminismul înțeles prost. Adică cumva chestia asta că fac ce vreau și pot să mă manifest cum vreau și că să promovăm. Ești nebună, am primit niște poze de la coleg despre ea? Da. Da, exact. Hai mă, Cătălinte, eu visez urât, eu uit greu. Adică deci nu. Când ne-a trimis... E prima dată în viața mea când văd pozele astea. Deci noi când le-am văzut, nu mi făcea... Deci tu vezi o colegă prezentatoare de televiziune. Da, da, da. Adică eu am nevoie să mă duc la mărturisire, la spovedanie, pentru ce tocmai am văzut. Ea și-a promovat link-ul, nu, astea cred că sunt... Da mă, e noua sursă de venit, au nebunit complet. N-au nicio responsabilitate față de tinerele fete care se uită la ele, care au niște modele și își aleg calea asta ușoară în viață de femei asumate, că de-aia nu mai pot să mai aud termenul ăsta și nu înțeleg ce vor avea de tras din punct de vedere psihologic, nu mai există demnitate. Trimite, are și copii. Luciucă, că moare, trimite-i și lui pozele. Băi, băiatule, a rămas șocat. Trimite-i pozele. Nu, e rău, să vorbim toți o limbă aici, că mă simt... Nu, e foarte rău. Mă simt aia rea. Fetelor, credeți-mă. Care bârfește, invidioasă. Nu. Eu n-am văzut mă poze astea, nu știam. Mor. Ai văzut? A, chiar că, vezi? Hai mă, să le spunem telespectatorilor, e vorba de... Nu. De ce îi faci reclamă mai tare? Că se duc toți oamenii acolo, doar ea câștigă capital de imagine și prostește și alte fete mai slabe de înger. Nu, fetelor, nu e nimic nobil în OnlyFans, este o mizerie, este o degradare a femeii la orice nivel. Toate aceste modele care vin în față să spună cum sunt ele independente și și-au cumpărat telefonul singure și nu rate, sunt niște femei extrem de nefericite, care și-au pierdut orice fel de demnitate și pentru asta vor plăti mai târziu ele, părinților, copiilor, că nu e nicio bucurie să-ți vezi mama într-o poziție atât de jenantă, de degradantă și trebuie să știți, chiar dacă drumul ăsta cu școală, cu greutăți, cu profesori de genul menționați anterior e mai greu, e unul care se merită. Nu-ți pierzi demnitatea. Știi că ce ai câștigat, ai câștigat cu mânuțele tale. Știi că asta, nu, onoarea nu ți-o poate lua nimeni. Și asta nu se mai capătă înapoi. Când ai pierdut-o, ai pierdut-o.